Declarăm ședința deschisă. Vă rog să ați avut la materiale ședințelor de comisii, procesele verbale ale celor două ședințe din luna decembrie. Dacă sunt discuții pe ele? Nu. Dacă nu sunt discuții, le supunem la voi. Împreună. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Aș veni cu o rectificare. Îl aveam în această zi, în această ședință, pe domnul Nistor, consilier județean. Ai va participa la ședință. Bună ziua, domnule. O să vrea să discutăm pe puncte de ordine. Să scrie la cuvânt și domnul președinte despre ce. Voi interveni doar dacă, în cazul discuțiilor, vor fi necesare lămuriri privind proiectelor sau intențiilor, ceea ce țin de Consiliul Județean. Alte nu. Domnule președinte, vă prezint de ședință. Bună ziua, stimați consilieri, doamna secretară, domnul primar, domnii invitați. Vă urez la mulți ani. Suntem la un an nou început. Sper să ne facem probleme, treburile mai cum trebuie, să nu mai cercăm. Începe prin proiectul ordin de zi privind convocarea Consiliului Local la ședința ordinară pentru data de 31 aprilie 2022, ora 14. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea raportului PAU numărul 5959/2013 din 9/12/2021, întocmit de Camera de Conturi Bateau. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 4 din ACR numărul 81 din 28/12/2021. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Buhoci, care va face parte din Comisia de Evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului General al Comunei Buhoci. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului bugetar pe anul 2021, Comuna Buhoci, Județul Bacău. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Buhoci pe anul 2022. Și proiect numărul 6 diverse. Înainte de a pune la vot ordinea de zi, dacă mai e ceva, un proiect de suplimentat, domnul primar. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în temeiul articolului 136 privind codul administrativ, alineatul 11, și anume inițiatorul proiectului poate retrage sau poate renunța în orice moment la susținerea acestuia. Solicit, domnule președinte, înainte de a supune la vot, retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea bugetului la nivel de Comuna Buhoci, adică numărul 4. Numărul 4. Numărul 5. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Buhoci în anul 2002 pentru retragere. Nu trebuie supus. Nu trebuie fără 5 și punem. Am luat la cunoscut. Fără domnule președinte, doamnă secretar, domnule primar, având în considerare faptul că suntem prezenți în cadrul unei ședințe ordinare, am observat că lipsește capitolul diverse, am dorit să... Dacă este, atunci aș avea două discuții. Poate n-am rezolvat, n-am observat. Cer scuze, dar dorim la capitolul diverse să dezbatem două probleme. Și trei. La diverse, dacă vreți să mă... Supunem la vot proiectele în ordinea în care au fost propus. Cine este pe el? Împotriva, cine n-am văzut?
citirii primului proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de planul numărul 12213 în 12-9-12-2021, făcut de Camera de Conturi Bătării. Inițiator, primarul Ștot Cristian. A fost prezent luna noiembrie-decembrie un reprezentant al Curții de Conturi, în speță un domn inspector, care a verificat dacă s-a dus la îndeplinire toate măsurile impuse în controlul de 3 ani în urmă. După controlul efectuat, a rămas de dus la îndeplinire 3 măsuri, care mare parte din măsuri sunt pe proces de a fi rezolvate. Deci sunt 3 măsuri rămase. Una dintre măsuri este pe instanță, rămâne să se pronunțe instanța și să ducem la îndeplinire măsurile propuse de instanță. Și celălalt, doamna secretară? Deci la ședința de comisii, unul dintre consilierii mi-a solicitat acest raport. L-am pus la dispoziție, am subliniat cele 3 măsuri. Prima ar fi rezolvarea controlului managerial intern, respectiv auditul. V-a fost prezentat puțin și în ședința trecută. Și o altă măsură este inventarierea domeniului public și privat, care o să aibă realizare după aprobarea bugetului. Aprobarea bugetului? Bugetului, da. Să fie implicate niște costuri. Discuții, ceva? Eu vreau. Prima care ar fi aia cu problemele care se pot mână așa cu procesul? Cu suma. Da. Nu, aia e prima sau ultima? E bine, cu care de sume, drepturi salariale. Ca număr, vă referiți? În raport? Deci enumerat sau? Nu, m-a referit care e aia care a mânat-o. Probabil aia e pentru una. În instanță, fără hotărâre judecătorească, nu se poate duce la îndeplinire. În sensul că primarul nu poate dispune, nu poate emite o dispoziție de recuperare a sumelor anumitor persoane. Că nu primarul stabilește cine e vinovat în acest demers. Instanța judecătorească. O să spun dacă e secretarul, dacă e consiliul local, care vin consilierii locali și așa mai departe. Codul administrativ, adică nu asta, spune în felul următor. Nepunerea, neexecutarea, nehotărâri judecătorești, definitiv, cine se face vinovat? Păi așteptăm hotărârea definitivă. Păi nu știm, domnule, adică avem aici, spune clar cine e vinovat și noi tot nu știm. Consilierii care au votat la vedere. Tot lunga, lunga, scurta, lunga, scurta. Dacă nu scata, nu scata. Eu? Nu, no, dar e clar că nu avem că am fost în tot vizor. Dar curios pentru restul ce am dat. Să se dă la un termen așa... Păi ce a spus dumneavoastră că ați votat împotrivă? Adică noi am fost împotrivă, nu? Păi ce votat la vedere? Tu ai votat la... Haideți să deviem de la subiect. Da, deviem la subiect. Să facem la diverse, dacă vreți să discuți. Nu puteam, puteam. Da, nu, hai. Da, dar ce să zic? Spune, nu spune în codul administrativ, dar nu spune clar când ai pus o măsură lăsată. Da. Nu, mă aștept că este pe chestia, nu pe... Da. Instanța va stabili cine va fi vinovat. Cum va fi primar, cum va fi consiliul local, cum va fi secretarul. Eu da. Nu mă aștepta hotărâre. Da. Final. Da, mai, nu știam care... Definitivă și irevocabilă. Eu aștept, nu aștept pași. Tu pune la vot primul proiect. Cine este pentru? Prelungirea termenului. Pentru prelungirea termenului. Cine este? Potriva? Cine? Domnul Dorin, nu mai aștept, că eu s-o la pară. Deci toți pentru, da? Da. Proiectul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea articolului 4 din ADR numărul 81 din 28-12-2021. Inițiator, primarul Ștot Cristian. Doamna secretar, vă rog cum o să dați citire adresei
venite din partea primării sau să explicați pe la cum stau legătate. Deci să fac întâi o informație. Deci orice act administrativ respectiv hotărârea de Consiliul Local pe care dumneavoastră o votați aici ajunge la instituția prefectului, care are ca și obligație să verifice de legalitate orice act administrativ emis adoptat de către Consiliul Local. Această hotărâre pe care am adoptat-o în luna decembrie a ajuns la verificarea de legalitate și se constată că articolul 4 acolo este nelegal. Îi dau temeiuri din ordonanța de urgență, am scris și în preambulul proiectului. Ordonanța de urgență 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Deci salariile rămân la nivelul anilor trecuți. Și ne aduce la cunoștință să abrogăm acest articol și să trimitem până pe data de 15.02 la cunoștință instituției prefectului ce măsuri s-au luat. Ca urmare am procedat la întocmirea acestui proiect de hotărâre pentru abrogarea articolului 4. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Domnul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna secretară, dumneavoastră aș vrea să vă adresez câteva întrebări pe subiectul acesta propus pe ordinea de zi de domnul primar. Se aprobă, observăm cu toții, se abrogă, se cere din partea instituției prefectului județului Bacău a se abroga, a se anula un articol dintr-un proiect de hotărâre de Consiliul Local. Unde, dacă ne amintim cu toții foarte bine, și unde la fiecare proiect este necesar un aviz de legalitate care este dat de către dumneavoastră, doamna secretar general, și aș dori să vă întreb pun o întrebare și aș dori și un răspuns sincer, dacă se poate. Cum să înțelegem noi acum? Pentru că deja s-a creat un precedent periculos. Noi acum o să trebuiască să verificăm dacă avizul de legalitate dat de dumneavoastră este corect sau nu, sau așteptăm avizul dat de către instituția prefectului județul Bacău. Să înțelegem că a fost o eroare din necunoștință sau a fost o intenție? Vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Eroare sau intenție? Pot să vă spun că anul acesta primesc 12 sau 13 ani de activitate și este prima oară când mi se aduce la cunoștință că un articol dintr-o hotărâre de consiliu este ilegal sau dintr-o dispoziție de primar. Da, deci necunoștința dumneavoastră, o scăpare. Haideți, vă rog frumos. Dar nu vreau să vreți să știu. Luați-o dumneavoastră cum vreți. Vreau să mi se dea doamna secretară. Ca să știm dacă deci, putem avea încredere în dumneavoastră și în avizele dumneavoastră de legalitate. Este interpretarea legii care am văzut-o la momentul respectiv. Da, deci nu vreți să dați oricum. Am înțeles. Mulțumesc oricum. Plăcere. Supunem la vot proiectul numărul 2, privind abrogarea articolului 4. Cine este pe el? Potrivă? Abține? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Buloci, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Individuale ale Secretarului General al Comunei Buloci. Inițiator, primarul Victor Cristian. Dar acolo am venit cu o propunere. Propunere pentru domnul Munteanu Dumitru II și propunere viceprimarul comunei, în special domnul Ilieș. Domnule președinte, mulțumesc pentru corectitudine și transparență în procesul acesta la care se raportează acest proiect de hotărâre. Grupul de consilieri USR are o propunere, cum este și cea făcută de domnul primar, care cerem și noi să fie luată în considerație și supusă votului. În consecință, grupul de consilieri USR îl propune pe colegul nostru, consilierul local Bolae Adrian, pentru a fi unul dintre membrii consiliului local, dintre consilierii locali care fac parte din această comisie de evaluare. Da.
Mai este o propunere. Propunere din domnul Costelar. Punem la vot prima propunere a domnului primar. Cine este pentru? Mai este nevoie pentru a fi notat în procesul, în procesul verbal, domnule președinte. Așa că vă rog să puneți ambele propuneri. La vot a doua propunerea domnului consilier Lichtimi. Cine este pentru? Una, două, trei. Și a doua, a treia propunere a domnului consilier Modovișteanu Ionuț. Cine este pentru? 4, 6. De ce nu? Votăm fiecare propunere în parte, doamna secretară. Avem dreptul. N-am votat de două ori pe aceeași propunere. Da. De ce vă deci, domnul președinte de ședință nu v-a adus la cunoștință, dar pentru cunoștința dumneavoastră ar trebui ca cel care este în comisie, în comisia de evaluare, să aibă măcar studii superioare. Deci măcar păi și domnul viceprimar are studii superioare? Viceprimar este reprezentantul instituției. Nu, păi ați deci motivat studiile, doamna secretar. Da, dar vorbesc dintre reprezentanții măsurii locale. Nu, ca este, și propunerea care este de hilar, ca să ne spuneți dumneavoastră, dar vă crede pe cuvânt. Luați-o hilar, dumneavoastră. Păi nu vedeți că cere studii când vorbim de 8 clase ale domnului vice? Deci vorbesc. De propunerea care ați făcut dumneavoastră. Aveți mai multe? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da. Împotriva? Cine este împotriva? Împotriva, cine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 împotriva. Domnul... Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului bugetar pe anul 2021 Comuna Bojde, Bucatoș. Inițiator primar Isto Cristian. Domnul Ictimi se pregătește domnul Valaie. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să am o constatare și, dacă doriți, o să și motivez modul în care grupul consilierilor USR va vota acest proiect de hotărâre. Constatarea este aceea că în proiectul de închidere bugetară pe anul 2021 există un excedent bugetar consistent, considerăm noi, pentru o unitate administrativ-teritorială ca aceea a Comunei Buhoci. Acel excedent bugetar demonstrează, din punctul nostru de vedere și din punctul de vedere al oricărui finanțist din lumea asta, noi am învățat și noi de la alții, că în unitățile administrativ-teritoriale, excedentul bugetar demonstrează, evident, incapacitatea sau incompetența primăriei, să nu mai spunem nume, per ansamblu, de a investi banii pe care îi are în buget, în proiecte care există. Și argumentez aici că acele sume de excedent, vă rog frumos să păstrăm liniștea, să ne auzim. Continui. Mulțumesc frumos, domnule președinte. În consecință, considerăm, noi, grupul consilierilor locali USR, că acea sumă de bani care este trecută ca fiind excedent bugetar pe anul 2021, putea fi folosită foarte bine de către unitatea administrativ-teritoriale sau de aparatul de specialitate aflat în slujba domnului primar, implementând cel puțin două proiecte importante, considerăm noi, pentru Comuna Buhoci, și am să fiu imparțial și am să încep cu primul proiect, care este acela al colegilor consilieri de la PSD, proiect pe care și noi l-am votat cu majoritate și dumneavoastră, și anume acela de a se construi locuri de joacă pentru copii în satele Comunei Buhoci. Erau unde ajuns de mulți bani pentru ca în fiecare sat din Comuna Buhoci să se construiască câte un loc de joacă. Nu s-a făcut. Un alt proiect care ar fi fost de importanță și închei cu acesta pentru a lăsa și pe ceilalți colegi să discute pe subiect
este acela de a, dacă vă aduceți aminte, acum câteva luni de zile, unul dintre consilierii locali USR, să nu dăm nume, să nu facem reclamă, cum spun alții, aducea ideea construirii unui padoc pentru câinii comunitari în comuna Boci, luând în considerare desele probleme pe care aceștia le-au creat pe raza comunei Boci. Atunci vă aduceam la cunoștință, dacă vă aduceți bine aminte, faptul că se va înființa o poliție animală, o poliție care va amenda fiecare unitate administrativă teritorială care nu are astfel de facilități în interiorul UAT-ului. Se observă că acea poliție, poliție animalelor, a animalelor s-a înființat și a început să amendeze toate UAT-urile care nu au această facilitate cerută de lege. În consecință, am o întrebare pe care, dacă nu doriți să-mi răspundeți acum, o să facem o cerere pe legea 544 de interes public și vom afla, bănuiesc, adevărul. Există vreo amendă dată de astăzi din partea Poliției Animalelor către UAT Buhoci pe această speță și, dacă da, în ce sumă? Mulțumesc frumos! Da, aș veni cu o completare. Așa, să spun așa. Banii rezultați din excedent vor intra în bugetul anului viitor. Sub o formă sau alta, pe investiții... Anului curent. Anului acesta. Vreau să vă spun, și ar trebui să cunoașteți și dumneavoastră procedeile sau procedurile de plată a sumelor privind proiectele de investiții. Acolo sunteți abarniți total. Deci toate sumele au fost prinse pe proiecte. În schimb, acele proiecte au ajuns la diferite faze și nu au putut fi făcute plăți că, vezi, Doamne, așa vrea ieftimii sau așa vrea... Deci sunt proceduri bine stabilite de către legiuitori privind plata. Și în sensul acesta, nu s-a ajuns la etape proiecte, nu s-a ajuns la etape de plată și a rămas banii în excedent. Mai departe, o să-i prindem înapoi pe proiecte rămase de executat. Și pot să mergem spre normalitate. Că vreți dumneavoastră să duceți în eroare, că nu s-a făcut, că probabil dumneavoastră considerați că plățile se fac cum se fac acasă, dacă hai să plătim. Nu, sunt proceduri legale care trebuie să le respectăm. Doi. Referitor la... parcurile de joacă pentru copii. Știți foarte bine că s-a discutat și în cazul în care vor veni bani și au venit pe final de an, urmează, acei bani au rămas pe excedent, o să analizați bugetul și dacă o să constatați că n-au fost prinse sume pentru bugetul de anul acesta, la solicitările propuse de către grupul PSD, atunci veniți dumneavoastră cu amendamente sau propuneri. Scuzați-mă că vă întrerup. Banii au venit cam tot anul. Numai o secundă. Banii au venit cam tot anul. Vreți să vă arăt un amendament? Da. Vă arătați-l, dar vă arăt și eu hotărâri de guvern. Bun. Deci au venit banii spre sfârșit de an. 3. Referitor la câinii fără stăpân și la poliția animalilor. Înființată, nu știu la ce comanda grupului USR, care, într-adevăr, s-a deplasat la anumite UAT-uri, și au dat niște sancțiuni în prima etapă, nerespectând cel puțin prima fază, dând un avertisment. La primăria Boci a fost presiuni făcute de anumite persoane, ca să nu dau nume, și s-a dat o amendă. Amenda s-a plătit jumătate din sumă și rămâne să ne judecăm. Suntem în instanță pe această speță. Așteptăm răspunsul instanței.
Ceea ce privește de construcția unui adăpost privind câinii fără stăpân, din partea zonei mun... Mă lăsați să... Domnul Mocan, chiar nu. Faceți fel de fel de seama. Mi-a comunicat ceva. Din partea zonei metropolitane a municipiului Bacău, ni s-a comunicat o adresă în care intenționează să se construiască la nivelul zonei metropolitane un adăpost și un serviciu pentru acest, să zicem, fenomen fără stăpân. Pe motiv s-a constatat că multe OAT-uri nu pot gestiona un asemenea serviciu și în același timp și bugeta. Că nu e ușor să angajezi doctori veterinari, să pui supraveghetori pe acel adăpost, să-l întreții, să-l autorizezi, să intervii cu fel de fel de necesități la... Și s-ar putea să ajungem în altă zonă. Noi am emis un aviz de principiu favorabil la această propunere binevenită din zona metropolitană. Sperăm cât de curând să se pună în mișcare la nivel de zona metropolitană acest serviciu. Așa că ar fi trebuit să fi cunoscut și dumneavoastră, sau cel puțin dacă în calitate de consilier veneați înainte de ședință și discutam pe această temă, poate el ucidea, da? Nu era interesul dumneavoastră, că interesul dumneavoastră e de a veni și a... Pentru că v-ați adresat mie, permanență. Dumneavoastră m-ați indicat. Vreau să subliniați, dacă îmi permit, dacă aveți intenția ca lumea să știe adevărul, suma. Am înțeles că ați fost amendați, nu de către useriști, poate de către cei de la Poliția Locală, ca să facem o subliniere. Eu trec cu vederea pește răutățile și subtilitățile răutăcioase pe care dumneavoastră mi le aduceți la cunoștință ca fiind reale. Nu sunt de acord cu ceea ce gândiți dumneavoastră, dar vă respect opinia, domnule primar, așa că vă rog să ne respectați dumneavoastră pe noi, cetățenii cel puțin. Dacă a fost amendă, v-am rugat la începutul discuției să ne spuneți în ce cuantum. Nu pot să vă spun. Dar de ce? Se crede de stat? Avem procesul verbal la compartiment. În calitate de consilier puteți foarte bine să solicitați. Nu ar vrea să spun o cifră în plus sau în minus, că nu e corect. Da, o să solicităm. Mulțumesc frumos, domnule. Deci e foarte simplu. Aveți acces și numai dumneavoastră. Toți cetățenii comuni. Ai informații. Nu era ceva secret. Domnul Golae, pregătește domnul Munteanu. Știți că microfonul e 5 minute, dacă nu, îl tăiem. Am înțeles, domnule. Mulțumesc frumos, domnul președinte, domnule primar, stimați consilieri, doamna secretar. Din punctul meu de vedere și din punctul grupului USR, privind închiderea exercițiului financiar pentru anul 2021, uitându-mă un pic în urmă, cifrele pe care dumneavoastră le supuneți în proiectele de hotărâre nu se leagă. Și am să fac un briefing privind proiectul de hotărâre pentru închiderea exercițiului financiar pe 2020, în care dumneavoastră, inițiatorul, ne aduceți la cunoștință că la nivelul anului 2020, pe venituri avem 8.348.000 RON, 196. Iar la cheltuieli avem suma de 9.193.000, din care 1.691.410 din excedentul anilor precedenți, iar suma de 7.502.000 cheltuieli efectuate din bugetul anului 2020, rezultând un excedent de 845.000 RON. Mergând mai departe, pe aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021, da? Deci s-a închis exercițiul financiar 2020, se aprobă bugetul pe 2021. Ne spuneți în acel proiect de hotărâre numărul 20 din 21 a 4-a, ne prezentați un estimat
pe venituri de 6... Vă rog frumos, n-am nicio legătură cu închiderea exercițiului bugetar pe anul 2021. Dumneavoastră vine cu istoria, existăm două anunțuri, 2020, proiecte de ordinare care au fost votate, au fost trecute. Haideți, vă rog frumos, reveniți-vă. Păi eu încerc să mă lămuresc de unde a scos dumneavoastră aceste cifre pe 2021. Da? Dacă este cineva în măsură să ne explice, este binevenit. Pentru că cifrele nu se corelează. Se discută da? De sume pe 2021. Ce s-a votat pe 2020? Ce am aprobat în păi, bugetul pe 2021? E totuși cu totul altceva ceea ce se discută la anul. Asta vedeți, ajungem de când? Haideți să începem în 2012. Domnule primar, deci nu putem să aprobăm ce vreți dumneavoastră. Orice proiect pe care ne-l puneți în față. Dar eu vreau să aduc la conștiința tuturor colegilor mei, consilieri de aici de față, că vom fi trași la răspundere pentru aceste bugete care le votăm. Și aceste închideri financiare. Deci, din punctul meu de vedere, nu sunt cifrele corecte. Asta vreau să înțelegem. Ați discutat în comisie problema asta? Poftiți? Ați discutat în comisie problema asta? În care comisie, domnul primar? Păi, din câte știu, ședințele sunt formate din... Din câte știți dumneavoastră? Întrebați-vă, rog frumos, pe domnul președinte, care este președintele Comisiei de Buget Finanțe, câte ședințe de comisie am avut într-un an și trei luni. Ați venit la mine, da. Cum ați solicitat date despre închiderea exercițiului bugetar? Cum ați solicitat și alte date? Dar nu am ce să vă solicite. Dar de ce nu? Dar nu eu v-am pus la dispoziție materiale? Ba da, dar aici trebuie să aveți în vedere că închiderea exercițiului bugetar s-a făcut și după rectificările care au fost pe parcursul anului. Dumneavoastră cred că sumele acestea nu le luați în calcul. Nu am nicio legătură. Cum nu are nicio legătură? Nu am nicio legătură. Bugetul inițial aprobat la începutul anului 2020. Rectificările fost făcute prin transferul unor sume de bani de la un capitol, alt capitol sau prin intrări. Exact. De la buget de stat. Deci, ce să nu iau în calcul? Am luat în calcul tot. Domnul primar, este la dumneavoastră, nu știu ce vă înțeleg. Nu, că nu vreau să înțeleg. După ședință, mergeți la doamna contabilă. Trebuia înainte de ședință să solicitați. Când vă duceam la contabilitate, vă așteptam. Raportat la închiderea în 2021, deci dumneavoastră ne spuneți în felul următor. Ce sume nu vă ies? Da, mă refer strict pe proiectul la zi. Da? Ne spuneți aici că am avut la venituri 7.720.000, 255. Ok, cu o diferență plus minus de 2000 de lei. La cheltuieli, conform bugetului înregistrat pe la GOV, da? Deci, două diferențe de 2000 de lei. Aia nu mai am făcut. La cheltuieli avem suma de 8.909.000, din care 1.774.000 din excedentul anilor precedent. Da? Și suma de 734 cheltuieli efectuate din bugetul anului 2021, rezultând un excedent de 585.296. Deci dacă nouă ne rezultă un excedent de 585.296, da? Ok? Aș fi vrut să mă leg și de bugetul propus pentru 2022, unde la cheltuieli avem înregistrate 5.360.000 de RON. Acolo e o previziune. Deja, păi nu este o previziune pe 4.420.000 Noi discutăm de bugetul anului 2022, care l-am retras de pe ordinea de zi, motivat de faptul că nu avem niște cifre exacte, ce ați văzut dumneavoastră, dar ar fi să ne raportăm. Păi nu mai facem. Păi nu se leagă dacă ar fi să ne raportăm din cauza că noi am primit niște sume și de ultima oră, estimate. Și nu, noi ce am scos ca și proiecție de buget pe site-ul primăriei, am scos niște sume excedentul estimate. Există. Există excedentul. Există o sumă fixă. Da, să vină doamna. Să vină doamna. 4.420.000 lei, da? De ce au rămas din 5.000 și nu știu ce spunea dumneavoastră, da? Că aici nu voie să facă. Păi, nu, dumneavoastră, spuneți aici din 585? Da.
Domnul Golai, un pic, dacă nu vă supărați, chiar sper să nu vă supărați. În ședința de comisii, de ce luați cerul sprijinul doamnei contabil și vă lămurea că vă întreabă? Doamna contabil trebuia... Nu știu, nu ne lămurim, adică de ce ori după ședință mergeați la el și discutați problema și noi continuăm treaba. Altă dată, și până la probleme, dacă ar trebui să le luați prin sprijinul de comisii, dacă era nelămurit, trebuia să fie chemat. Și imediat să descurcați această problemă. A stat patima mărtiu aici și stăm ca să ne aflăm într-o discuție inutilă. Trebuia automat, doamna Constantin, aici nu m-am văzut și lămurit. Deci urmărite de anat, inclusiv de trezurile. Dar nu-mi scoate nimeni mai. Da. Îmi scoate nou consilierul, să putem vota în consiliul ceva. Deci, domnul Colai, haideți să întrebați, da. Să vă poate răspunde doamna. Ce nu vă e clar? Deci, pe exercițiu financiar de închidere 2021, aveți un excedent de 585.296 de. Da. Exact. Da? Ok. Eu am corelat toate sumele, așa. Încasări, plăți, excedent bugetar pe ultimii 2 ani de zile și sumele nu bat. Nu bat. Da? Acesta este excedentul dat de anul 2021, atât prezentul anul 2021. Este exercițiul financiar pentru anul precedent. Corect, corect. Și dacă legăm cu celelalte sume excedente pe ceilalți ani, nu dă acel excedent care îl avem la momentul de față, 4.420 lei. 4.420 se compune din... excedentul care s-a raportat de la an la an. Exact. Da, și acum am ajuns exact. La suma aceasta. Plus acest excedent de anul acesta. Da. Nu bat cifre. Dar o să discutăm exact cum, dacă o să discutăm separat. O să discutăm separat, ca să mă rămâi și pe mine, pentru că eu am un cuvânt. Supunem la vot... Ca să nu mai ținem. Supunem la vot închiderea exercițiului bugetar. Cine este pentru? Ridică mâna, domnul consilier Bună. Ridic pe amândouă imediat ne-am. Ioan. Potrivă? Nu era neapărat, domnul, nu era normal să-l întrebi în acea ședință de comisie, doar eu nu sunt lămurit. Normal e să vă spun și câți bani a primit prin hotărâri de guvern și după aceea să spună că am venit cu amendamentul. Dar la ceea ce am spus, eu nu am intervenit. Am spus, cred că era foarte corect și cestit. Domnilor, eu aici sunt nelămurit. Da, aș veni cu o completare la reșmacerea punctului pe ordinea de zi. Tu m-a dat supaie cel mai tare din tot și acum ești cel mai bun merușel. Nu țin, bă, mă, dar n-am spus amin. Dar n-am spus amin. Tu ceri părerea asupra mea. Dar nu asupra ta, ghețe. Că nu am discutat cu tine. Nu m-am referit. Domnul Golae m-am adresat. Specialul domnul Golae. Nu m-am referit. Schimcanu, liniște. Lasă-l pe ghiță. Gata, deci am retras punctul numărul 5 de pe ordinea de zi, motivat de articolul de lege, dar având în vedere că l-avem ca și invitat de domnul consilier județean, aș vrea ca în ședința de repartizare a sumelor a Consiliului Județean să susțină suma transmisă prin adresă oficială de către Consiliul Județean în speță de aproximativ 10 miliarde și lucruri după pentru Comuna Boci. Nu cumva să mai apară un amendament sau poate să fie pe plus. Am fi toate foarte mulțumit. Doamne ajută! Ca și cetățean al Comunei puteți să ne susțineți într-un demers de genul ăsta. Ați terminat? Nu vorbim unul peste altul. Am venit cu rugăminte să susțineți această sumă. Păi da, v-am întrebat dacă ați terminat ca să pot și eu să iau cuvântul, dacă îmi permite, dacă nu? Da. Bun. Ca și reprezentant al Consiliului Județean, am luat la cunoștință de solicitările trimise de către UAT Bucovi, prin ordonatorul principal de credite, care înseamnă domnul primar. Nu garantăm, nu promitem, nu vom vedea, vom elabora un buget în care
cred că OAT Bucoci va ieși pe plus, ca să spun așa. La fel cum anul trecut, sumele primite de la Consiliul Județean sau prin anumite hotărâri de guvern au fost destule, la fel și noi în Consiliul Județean, întotdeauna am încercat să echilibrăm balanța între anumite OAT-uri. Și aici depinde de starea drumurilor, numărul persoanelor din localitățile respective, proiectele pe care le au în implementare și așa mai departe. Ar fi bine să ținem cont de asta. Eu cred că s-a ținut cont întotdeauna. Faptul că un OAT a primit, vă dau un exemplu, anumite OAT-uri au primit sume cuprinse între 450.000 de lei și 750.000 de lei, iar alte OAT-uri au primit doar 50.000 de lei, eu cred că era rolul și era normal ca Consiliul Județean să încerce să echilibreze această chestie. Că sunteți de acord, că nu sunteți de acord, cifrele vorbesc. Dacă este cineva care nu îmi crede, vă rog frumos, sunteți cu toții consilieri, cereți un pic numai pe hotărârile de guvern, cam câți bănuți au venit la OAT Bucoci, da? Cât au venit la Consiliul Județean și ce s-a făcut cu ei. Pentru că avem comune, nu discut de culori, vor fi galbeni, verzi, albastri, negre, în care investițiile, banii pentru investiții sunt mult mai mari decât putem noi să oferim. Aici problema este alta. Sunt bani, dar investiții zero. Și atunci, haideți să aplaudăm. A spus și domnul. Din cauza cui sunt investiții? Da, domnul Domnișteanu, din cauza Consiliului Județean. Da, din cauza Consiliului Județean. Continuă dosarele la dos. Da, din cauza asta. Da, și Ani, dacă ținea dosarul ăla așa cum l-a ținut noi, ce bine era. Așa este. Haideți numai... Eu știu că v-ați schimbat culoarea, da? Terminați un pic. Să nu vorbim acum de culoare. Aici suntem la ședința Consiliului Local. Nu am venit să fac o analiză pe sumele partizate de Consiliul Județean pe parcursul anului. Am venit cu rugămintea ca domnul consilier județean, la următoarea repartizare a sumelor privind bugetul, OAT-ul, să aibă în vedere și Comuna Buoci, fiind cetățean al Comunei Buoci, și ca și datorie morală, spun așa, dumnealui. Cred că din punct de vedere moral am demonstrat că, înainte de a fi consilier județean, sunt totuși cetățean al localității, domnul primar. Da, în campanie electorală. Posibil. Da. Și mai departe, cred că tot. Domnul consilier, a zis și să mă dați atâta bani, nu mai avem ce face, dar avem atâtea făcut, nu mai avem ce face. Domnul Grigat a terminat, domnul Mocanu, pregătește ei. Din punctul meu de vedere, aș vrea să-l rog pe domnul minister să ne spună concret. Pentru că eu, nu știu, poate sunt depășit, poate n-am fost informat care a fost ultima sumă pe care ne-au oferit-o nouă președintele Consiliului Județean de la Bacău. Nouă, Comunei Buhoci. Nu ne spuneți că la o comună a dat mai mult și nu, din câte știu, ultima dată, dacă mi-aduc aminte, mi este și rușine să spun acea sumă. Spuneți-o dumneavoastră care a fost ultima sumă. No. Ba nu, sunt sigur că o să vă uitați urât la mine. No. Dar nu e posibil să-i dai unui 200 de lei. Să-mi spuneți și mie ce facem cu 200 de lei. Dacă este cineva dintre consilieri și spune că cu 200 de lei facem, modernizăm ceva, pare foarte rău. Nu, ultima sumă e 0,00. Ah. Nu e fi 0,00. Vă spunem, ultimele două sume au fost 450.000 de lei și 220.000 de lei. Care au intrat în Comuna Bucoci. Ultimele au fost 61.800 și 220.000. Ultimele două. Asta de 61.900, dar vă spun asta cu 220 au fost sigur în decembrie. La ședință, la... Deci eu cred că, auzi, domnul consilier, sunt bani, n-are cine să-i pună la treabă.
Nu trebuie să fie nimeni supărat, pentru că ultima dată așa ni s-a spus că asta este. Mulțumesc. Păi, dar de ce n-ai spus dacă știi, domnul? Nimic nu știu. Păi, domnule, dar eu aștept la moment dat. Știu că știi să faci ceva. Știu că știi să faci ceva. Dar nu spun acum ce știi să faci. Domnul consilier, ideea este ca împreună, toți de aici, mai puțin eu, haideți să facem ceva. Să faceți ceva. Să facem, dar trebuie să ne ajutați și noi. Eu cred că, domnul primar, eu cred că v-am ajutat până în vânzile albe, dar nu pot să vă împing eu de la spate. Sunt vântul care vă suplă, care eu am să intervin și eu am așteptat două... Privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 6, alineatul 9, din legea numărul 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021. Consiliul Județean. Acolo zero. Cum? Acolo zero. Nu trebuie să ne știți, o știm. Dar poate nu știm toți. Vreți citită sau dictată? Și Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 17 decembrie, dacă din 17 decembrie s-au mai alocat sume către OAT-uri, probabil pe alte forme, dar eu, din câte știu, atunci s-a alocat ultima sumă, de asta am spus că e 000. Având în vedere prevederile articolului 6 alineatul 9 din legea numărul 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare adresa administrației județene a finanțelor publice Bacău numărul înregistrată la Consiliul Județean Bacău cu numărul, văzând referatul de aprobare a președintului Consiliului Județean Bacău numărul din data de, raportul Direcției Economice numărul din data de și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean, având în vedere amendamentul domnului consilier județean Nistor Adrian, formulând în plenul ședinței extraordinare numărul din data de 17/12/2021, în temeia articolului 173, din așa, hotărăște. Se aprobă repartizarea integrală a sumei de 1.746.317.006 pe unități administrativ-teritoriale, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, conform anexei care face parte, deci conform anexei care face parte. Da, mergem la anexă și aici, da. Comuna Boci este prinsă cu 0,00 lei. Nu am spus-o cu răutate, am venit cu rugămintea ca la următoarea repartizare să susține. Domnul primar, eu v-am mai spus-o și pe sală, dar mi-ați pronunțat ca să faceți amendament cu 0,00 la Comuna Boci. Degeaba am amenințat și veniți cu dosarul cu Nistor. Eu vin cu urtiuțe. V-am spus-o clar în luna decembrie. Și vă spun și acum. Suma asta de care tot ne vreți să ne scoate toți sau să mă agățați cum mă agățăm noi peștii. Domnul primar, din suma asta, dacă era să o împărțim egal pe toate OAT-urile din județul Bacău, nu vă ajungeau banii să plătiți femeia din servici două luni de zile și știți prea bine. Terminați cu provocările astea gratuite. Domnul primar, ce facem să vorbesc să nu v-am întrebat? Celorlalte OAT-uri care au primit sume care... Deși sunt locuitor al acestei comune, nu țin cu comuna sau, Doamne iartă-mă, punct și virgulă. Eu cred că țin destul de mult și am, ca și locuitor și virgulă, ca și consilier județean, cred că mă zbat. Și cred că mă zbat. Faptul că ați găsit o chichiță, Doamne, nu ne-a dat X 0 lei, bani cu care nu plăteați o femeie de servicii. Acum, domnule, cât să vedeți că... Deci nu ați făcut o repartizare corectă. Domnul primar, acei bănuți au fost împărțiți exact și direcționați către OAT-urile aflate în... Care primar într-un mare, care aveau o mare nevoie de ei. Și să nu uităm că prin acel amendament am direcționat bani inclusiv către OAT Izvorul Berheciului, care este o comună condusă din către un primar PMP. Nu uitați că din acei bănuți
am ajutat și primar PNL aflați în impasă, care aveau nevoie de niște, de niște sume pentru încheierea unor proiecte. Lucru care nu este cazul la Bucovici, că nu avem ce să încheiem, domnul primar. Considerat că rugămintea să aveți în vedere că la următoarea repartizare... Da, domnul primar, v-am spus că voi avea în vedere și cum m-am luptat și până acum, mă voi lupta și de acum încolo. Dar nu, nu sunt eu în măsură sau nu trebuie să mă lupt doar eu. Dumneavoastră trebuie să veniți cu proiectii, să mi le transmiteți sau să colaborăm și împreună să încercăm să facem ceva. Nu, bă, gata, hai, Adrian Nistor, dai drumul. Păi, dar ce? Eu nu cred că scrie în fita fotul că Adrian Nistor trebuie să facă. Domnul Iftibi, hai, da, mulțumesc, domnule președinte. Pe capitol diverse discutăm. Deci, exact cum am scris la cuvânt, v-am solicitat să dezbatem două subiecte. Primul subiect este oarecum deschis de dumneavoastră, de domnul primar, de domnul consilier județean, de noi toți. Este un subiect pe care eu îl consider și cred că cu toți îl considerăm de importanță mare de tot pentru Comuna Bucovici, și anume proiectul de apă și canalizare. Știm cu toții că în ședințele de Consiliul Local anterioare, domnul primar motiva foarte vehement lipsa punerii în funcțiune a acestui sistem de apă și canalizare ca fiind datorată lipsei de colaborare a Consiliului Județean condus de PSD. Am aflat nu de mult că, dacă nu mă înșel chiar, domnul consilier județean, trebuie să fim corecți, nu ne gândim la coloratura politică, dar ce e corect și adevărat trebuie expus și apreciat. Știu că domnul consilier județean, Adrian Nistor, a venit personal și v-a adus acea mult dorită aprobare din partea Consiliului Județean, sau cum să numim ea, că n-am văzut-o, care vă dă dreptul, puteți să râdeți la final, domnul primar, dar așteptați să terminați. Care vă dă dreptul acum să nu mai aveți nicio scuză pentru implementarea acestui proiect strategic și important pentru Comuna Bucovici. Deci, am vrea să știm acum pe când v-ați gândit că puteți da drumul sistemului de apă și canalizare din Comuna Bucovici, având toate avizele necesare. Ăsta este un subiect. Al doilea subiect pe care vreau să-l discutăm astăzi este acela al gunoaielor aruncate din zvonuri neverificate de mine, dar susținute de unii de la masa asta de aici. Ar vrea să știm și noi ce se întâmplă și dacă s-a găsit vinovatul sau vinovații pentru împingerea gunoaielor în râul Siret cu bulde excavatorul primăriei, se zbonește domnule primar. Oamenii ar fi... Nu am terminat, vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Nu am terminat, domnule primar. În consecință, comunitatea din care faceți și dumneavoastră parte, are dreptul să fie informată, mai ales când este vorba de niște greșeli sau niște eroruri mari, umane sau decizionale pornite din interiorul primăriei Bucovici. Am vrea să știm dacă s-a descoperit cine a fost vinovat acolo de împingerea acelor gunoaie, cine a permis depozitarea acestora pe malurile râului, pe malul estic al râului Siret și dacă a fost pedepsit acel vinovat, pentru că noi bănuim că vor veni niște controle de la instituțiile administrate ale statului. Nu ne-am dorit ca primăria, ca UAT, din punct de vedere financiar, să plătească... Vă veniți cu televiziune, nu ne-am dorit. Nu am terminat, domnul primar. Vă rog frumos să respectați. Deci nu prima dată care v-am făcut birjar în ședință. Sunteți un birjar notor. Dumneavoastră ați venit cu televiziunea, m-ați acuzat că m-am închis în birou, ați făcut tot felul de comentarii pe Facebook nefondate. Mai mult decât atât, domnul consilier USR, domnul Golae, venea cu niște comentarii că acele deșeuri ar fi aduse cumva de pe la spitalul municipal. Dar cine e șef la spitalul municipal? Nu cumva domnul Vezitiu, colegul dumneavoastră? Nu, domnul Golae, așa ați comentat dumneavoastră. Ar fi deșeuri... Îl cheamă Luci de Preila, nu Vezitiu. Străin. Vă rog un pic, nu mai duce sumea în eroare așa. Ales apoi este primar Vezitiu și a inițiat... Păi domnule, și domnul Vezitiu să-și ducă gunoaiele acasă la el, să nu le aducă la consilierii USR de la Bucovici.
Domnule primar. Deci asta e un act premeditat făcut dumneavoastră. Ați adus cu noi și după aia ați aruncat pisica pe administrație. Domnilor consilieri, dumneavoastră aveți obligația, când sesizați aceste fapte, să veniți să colaborați cu primăria și să găsim măsuri, să ducem lucrurile într-o zonă de costuri cât mai reduse. Și pentru bunăstarea populației, în așa fel încât să... Haideți dacă începeți să vă împărcați, domnule. Deci, domnule, domnul... Vă rog frumos să mă lăsați să termin. Dacă nu mai... Vă rog să mă lăsați să termin și după aia puteți discuta ce doriți dumneavoastră pe acest subiect. Domnule, cât mai scurt am spus... Păi scurt, dar dacă... Domnule președinte, sunt întrerupt... Domnule, un minut e suficient, dacă nu mă mai întrerupt pe nimeni. Deci, domnul primar, duce discuția în derizoriu pentru că este interesat de a face lucrul ăsta. Nu consilierii USR au adus gunoaiele pe marginea râului Siret, dumnealui ca primă, ca responsabil, ca conducător al acestui UAT, are dreptul sau are obligația de a verifica cine a adus acele gunoaie. Și dumneavoastră aveți obligația. Dar dumneavoastră aveți obligația. Ce obligație aveți, domnule? De a face numai reclamații, în sensul că nu faceți reclamații și urmăriți numai amers și numai regii de criminali și nu știu ce ați mai văzut dumneavoastră acuze. Deci, domnule primar, vă aduc aminte că suntem la o ședință de Consiliu Local și nu dezbatem partea de consilier, v-aș ruga... Păi nu m-a lăsat să termină ce vreau. Eu, un minut, v-am dat... Dau cuvântul domnului... Da, deci eu vreau doar să discut... Nu a răspuns nimic la întrebările pe care le-am pus. Vreau să duci la birou. Vreau doar să... Mergi la birou. Domnul președinte, pot să... Da, la birou. Dumneavoastră v-a auzit ce spuneți, domnule președinte? Da, eu am auzit bine. Mergi la el, la primar, și până... Azi, domnule, dă-i cuvântul domnului. Da, deci vreau să... A văzut toată lumea, să știți. Modul în care aruncați gunoiul sub preș. Vreau să clarific... Domnul președinte, da, domnule. Păi, spuneți, domnule. Mi-am spus, da. Se respectă și pe ceilalți. Eu am să fie gură când a vorbit, când au urmă alții auditori. Deci eu am să ridic problema doar din punct de vedere juridic și a atribuțiunilor care le are primăria în astfel de loc, în această speță. Legea spune foarte clar că în momentul în care pe raza unui OAT se găsesc depozitate gunoaie menajere, deșeuri în urma rezultate, în urma unor demolări și așa mai departe, OAT-ul are obligația să rezolve această problemă, să rezolve această chestiune. Împingă domnul Siret? Nu. Domnul consilier, vă rog frumos, eu am respectat și respect în mod cel mai deosebit. Nu ironizați ceea ce vreau să spun, că discut din punct de vedere doar juridic, strict juridic, nu a intențiilor cum ați provocat dumneavoastră, Oicaru, chiar Nicol, ne cunoaște prea multe. Așa. Deci, discut doar de punct de vedere juridic. Tocmai de aceea, OAT-urile au dreptul, prin lege, atunci când se constată sau când surprinde o persoană în flagrant, în exercițiul funcțiunii, că pe raza comunii sunt depozitate astfel de deșeuri, să-și amendeze. Nu, lăsăm să plece și după aia scoatem corp. Să-și amendeze. Și acum ce faci? Domnul Mocan, te rog frumos. Tu vorbesc serios, nu vorbesc în bune și nu vorbesc în toate. Vorbesc serios ca să știm toată lumea după aceea ce avem de făcut. În atribuțiune și acum aleg. În atribuțiunile consilierului local, indiferent din ce partid este, sunt prevăzute niște lucruri foarte, foarte clare. Comunicarea cu cetățenii au dreptul și obligația ca permanent să întâlnească cu cetățenii. Da? Au dreptul și obligația să supravegheze ducerea la îndeplinire a unor hotărâri de Consiliu pe care noi le luăm aici. Au dreptul și obligația să vegheze și când sunt astfel de situații și să sprijinim executivul în a rezolva această chestiune. Dacă, și acum pun un lucru foarte simplu și concret, dacă unul dintre consilieri vede un auto, o mașină, o să vă spun lucruri care mi s-au întâmplat pe perioada cât era mandatul meu de vicepremier.
vede lucruri din astea, se sesizează executivul, pentru că el nu poate, ca verde în Consiliu, nu poate să ducă la camera în jos sau la trupeul respectiv, spune, băi, uite, ai făcut chestia cu ce amendezi, nu are respectare de în schimb, prin executiv poate să rezolvă chestiile. Și atunci se leagă bucla, să rezolvă problema. Altfel, dacă stăm numai să speculăm cine a făcut, cine nu rezolvă problema. Problema este mult mai complexă decât se pare la prima vedere. Pentru că la nivelul și domnul consilier județean aici poate să confirme sau să infirme lucrurile spuse de mine. La nivelul județului Bacău există un organism constituit care ar trebui să se ocupe de aceste lucruri. Începând de la crearea unui depozit în așa fel încât atunci când există demolări, sunt documente, sunt acte, sunt lucruri legale care se produc. Autorizații, exact, sunt autorizații. Întrebarea firească, avem un depozit la nivelul județului Bacău. Și aici, domnul consilier, există celula 2 și anexele pentru special, okay, pentru depozitarea, okay, deșeurilor, rezultate din... Okay. Pentru că... Corect. Pentru că... Lăsați-mă... Da, bă, nu mai pic să termin. Nu, nu, dați termin eu și după aceea. Să răspund lucruri pe care nu le știu. Asta era ideea. Nu, eu vreau să clarific cam care ar fi tot sistemul organizator și funcțional la nivelul județului Bacău și ce trebuie să facem noi, să știm noi, să ne apărăm și să ne protejăm. La asta mă refer. Nu fac nicio intenție și nicio acuză față de nicio instituție asta. Nu, nu, nu. Ci doar să clarificăm. Pentru că dacă mergem pe malul Siretului, numai în vecinătatea nu merge mai departe, o să constatăm și malul stâng și malul depozite de materiale de construcție, de materiale de construcție. Dacă vreți acum, domnul consilier, mergem la Volt aici, unde are... Mergem la Volt aici, unde are... Și o să vă spun ce dezastru s-o crea din punctul ăsta de vedere. Și-o pot discuți la nivelul OATV-ului. Aici, unde are ăsta, balastia, cei de la Rostrans. Cred că dacă săpăm primarul Siretului în interiorul balastierului, o să constatăm înălțimi de 6, 7, 8 metri, 10 metri de materiale de rezultate din construcții care s-au depusat să-și consolideze și să-și protejeze activitățile lor care le-au acolo. Ce au făcut aceste depozite? Au creat o insulă artificială în aval de podul de la Siret. Insula artificială care este acționează ca un baraj și este un baraj artificial devin Siretul spre Dospinești. Cei care sunt așa mai de vârsta mea și chiar sunt un pic mai apropiat de vârsta mea, știu care era distanța de la Dospinești, de la casa la Dospinești spre Lozi, cum îi spuneam noi. Și ce este Lozi? Era spre Forța. Acum o mai rămas, cred că de la Siret, supură la prima casă, dacă nu mai vreo 30 de metri, poate mai mult. 50 de metri. 50 de metri, da? Deci această insulă, acționând ca un baraj, o deviat râul Siret, spre malul stâng al Siretului, și noi suntem într-un pericol eminent, lucru pe care v-am spus de mai multe ori. Și am făcut un proiect în sensul ăsta, merg în proiecte de ambergură, nu cu proiecte din astea, de glumiții. Noi cu proiecte de substanță. Lucru care noi, Comuna OATO, Bucoce, are acum dosarul de la o pagină, care înseamnă un proiect, este dosarul cam atât de gros, cu schimburile de adrese dintre OAT Bucoce, instituția de statului, Guvernul României, Prefectură, Consiliul Județean și așa mai departe. Deci de aia spun că problema este mult mai gravă
decât o siponare din asta sau o pâră din asta făcută de către un consilier la o instituție a statului, pentru că s-au descoperit niște cantități de materiale de construcții, de materiale de construcții de undeva, depozitate pe malul Siretului, care din punctul meu de vedere uneori sunt folositoare aceste materiale, că putem să, sigur că da, da, pentru că, dacă vreți, tot aici, vă mai dau un exemplu, aici, nu mai am ticuleț, vă dau ca să știți, nu le spun, sub numărul, sigur că da, deci, domnul consilier, nu vă v-am spus la început, să mă înțelegeți foarte clar, nu fac nicio acuz, v-am prins acum un consilier, nu, vreau pentru informații, doar pentru informații. Aici, la, pe malul drept al râului Siret, există tot așa un agent comercial care funcționează pentru lucruri corecte din punctul meu de vedere și necesare să balastezi și mai departe. Numai că trebuie să respecte și ceea ce este produs atunci când semnează un contract. Exact. N-au respectat și pentru faptul că nu respectă un obiectiv care avem noi aici, care este, cum se numește, unde aici unde sunt deșeurile, apele... Care sunt două discuții diferite. Este vorba de o depozitare de bolovani rezultați din demolări, nu, cadre din beton, stâlpi din beton, care au rezultat din scena de la Biserica Ortodoxă din Bijghir. Activitate, din Boci, activitate coordonată, stric de domnul viceprimar de atunci, domnul Bocanu, în legătură cu părintele, am văzut o soluție de a amenaja locația și a fost niște plăci de la o scenă, știți foarte bine, niște plăci din beton și niște structuri din beton care au fost duse în zona, cum o știm noi, Ploiești. Da, într-o breșă a Siretului și a fost lăsate acolo. Nici de cum pinse în Siret s-a făcut mare dezastru. Da. Doi, cealaltă parte de la Dospinești, acolo nu au fost împinse, au fost depozitate de un nemernic, să-i spunem așa, drept care angajații primării s-au dus, au văzut postările afișate pe Facebook de binefăcători ai comune, s-au dus, au colectat toate deșeurile, le-au selectat, ce-a fost hârtie, ce-a fost plastic, au fost încărcate în tomberoane, aduse și ridicate de către Soma când a fost colectarea. A rămas acolo numai niște cărămizi și niște bucăți din gresie sau faianță, primarul. N-am intervenit asupra malului ca să nu se creadă că nu știu ce excavații se fac. Astea două acțiuni au fost făcute cu buldul primăriei. Ca să fim înțelegi. Nu că nu știu ce dezastru ecologic și nu știu ce s-a întâmplat. Dar în fine. Da. Termină expunerea. Deci aici suntem în pericolul ca totul lucrare care și pe fonduri europene, apele care rezultă în urma depurării de către stația de depurare care o avem noi aici, în malul Siretului, există un pereu din beton, construcție executată conform proiectului, care este în pericol datorită faptului că, de asemenea, pe malul drept, datorită acestui agent economic, deviază Siretul și rupe malul, malul nostru, malul stâng al râului Siret. Iată probleme majore care sunt la nivelul județului, nu faptul că domnul viceprimar Mocanu a luat niște beton de la biserică și l-a depozitat într-o zonă că, până la urmă, toată, nici nu prea existau soluții, alte soluții, decât să acopere o breșă. Breșă care există... nu o să spuneți că betonul este în contact cu apa, este poluat. Întrebarea mea firească care mi-o pun. Stafilopozii de Marea Neagră, care sunt construiți din beton. Ce materiale sunt? Sunt toxici? Vorbim de api dulci sau sărate? Ducem discuția de api dulci. Vorbim și de api dulci și de api sărate. Noi vorbeam de fapt... Apa dulci, apa sărată nu poate fi poluată?
Domnul consilier. Am și eu dreptul la replică. Nu vezi că nu mai se termină. Nu sunt nici cu cei care l-ați pomenit. Dar nu știu cine au pomenit. Dar nu cine au pomenit. Eu pe 3 decembrie, chiar pe 2 decembrie, la puțin bine minte, eu am ridicat o problemă. Nu am acuzat pe nimeni, că nu-i bine ce face sau că... Am ridicat problema împingerii unor deșeuri, rezultate din construcții, demolări, cum vezi dumneavoastră, în râul Sirene. Pentru că, și mi-asum ceea ce am scris acolo, dacă continuăm în halul ăsta, nu o să mai folosim podul existent, în 2 ani de zile trecem Siretul, mi facem noi pod. Ce spuneți dumneavoastră? Poate o fi ok din punct de vedere moral, că consolidăm un mal, din punct de vedere legal, nu este ok. Nu este asta o soluție. Domnule, demolăm de acolo, punem acolo, credem noi că pentru asta este abasireta, au specialiști. Eu nu cred și vă spun sincer, dacă UAT Bucoți înaintează o cerere, orice vezi dumneavoastră, prin care spune, domnule, să rupi malul, ne afectează. Eu nu cred că cei de la Basiret chiar nu o să ia niciun fel de... S-a făcut solicitare. Domnul consilier, vă rog frumos. Nu, dar vă ducem un dosar. Da, bun. Nu o hârtie, un dosar. Dați-mi un pic de treabă, că am să mă interesez, am să merg într-o audiență, să știți cum fac și pe asta. Tot m-a acuzat domnul primar că nu fac nimic. Este un dosar întreg. Bun, am să încerc să fac și pe asta. Nu este ok și nu este legal ceea ce a făcut domnul. Mai ales că, sincer, erau anumite chestii care nu prea le cunoșteam, acum le-am aflat. De unde sunt deșeurile provenite din demolări, cum au ajuns acolo, cine le-a împins, cine... Deci nu asta cu, scuzați-mă că vă spun așa între ghilimele, cu gunoiul sub preș, să știți că nu este ok. Pentru că la un moment dat se ridică preșul sus și nu se mai deschide ușa. Și-a făcut acuzile fundate. Nu am făcut nicio acuză, eu doar am expus ceea ce a făcut. Faptul că, da, domnul viceprimar, v-ați dus sau ați trimis, buldo, ați împins. Asta nu este o... Domnul, nu știu ce ați făcut și ce ați văzut. Asta nu este o soluție. Deci, vă rog frumos, soluția nu este să împingem tot ce găsim în Siret. Pentru că... Și vi s-a spus cum stă domnul, lucrurile. Nu, de ce mă acuzați? Păi da, nu, dumneavoastră, ați făcut-o, doar n-am împins. Eu, vi s-a spus acum 2 minute, n-ați înțeles. Ce? V-ați gândit dumneavoastră că este bine să nu, n-ați înțeles cum s-a spus. N-ați înțeles cum s-a spus. Să consolidăm după cum... Da, n-ați înțeles cum s-a spus. Domnul, nu interpretați, domnul consilier județean. Vă rog frumos, noi am încercat să clarific un pic lucrurile la început. Deci discutăm de niște cadre de beton care au fost puse pe valul deșeurile provenite din demolări. Deșeurile, deșeuri, discutăm de altceva. Deci discutăm de niște cadre din beton care au fost împinse sau montate pentru a proteja malul afectat. Vreau să vă spun, referitor la adresa către ABA Siret. Și cine e responsabil? Nu, mă lăsați să... Păi dar dumneavoastră ați intervenit peste mine, nu eu pentru... Deci vă rog frumos, că nu cunoaște situația. La nivel de OAT Bosch s-a făcut o adresă către ABA Siret să vină să ne susțină cu niște specialiști, în sensul că în zona pod de fier, a fost un pod, da, dinamitat de... Da. Sunt niște escavări, niște reabilitări de mal, care practic afectează zona noastră, investiția noastră de epurare. Pereu. Cei de la ABA, nu știu ce a făcut cu agentul economic din zona Letea Veche, care este hol. Și i-au transmis domnului viceprimar specialist în domeniu, s-a aruncit tot cu noi acolo, consolidăm așa. Asta de bani zbârpă, ce asta? Nu mai e ședință de posibilă. Haideți să vă întreb pe o situație de urgență. Când a venit Siretul Mare în 2012 și am fost obligați să intervenim cu utilaje specifice pentru a acoperi niște breșe în zidul din amonte de podul la Dospinești. La munte. Avem o breșă, pe când Letea Veche aveau susținerea celor de la situații de urgență și îndiguiau peste digul făcut cu saci, noi ne chinuiam cu utilajele noastre
cu agregate minerale, prin agenți economici, prin parteneriate făcute pe situații de urgență, să, nu știu cine era vice atunci când nu mi-aduc amintea, cât s-au muncit pentru a acoperi un pic și a rămas și cu utilajele blocate în zonă. Pentru a evita o inundație de proporție. Da. Faptul că se intervine minori pe cadre. Sunt nevoie să închid ședința pentru că nu mai e. Sunt oameni care așteaptă să mai se schimbă dacă... Da, da, să-și pe domnul președinte. Da, domnul Staian, să-i spun. Mai revenim după aia. Lăsați, alu. Da, domnul Staian, avem cuvântul. N-am întrebat pe nimeni. Să rămânem tot pe problema cu noi, doar. Un minut aveți, domnul. Da, mulțumesc cu treabă. Referitor la gunoaie, ar fi două posibilități să mai diminuăm din aruncarea gunoaielor în alul Săriatului, cu forțe proprii și fără să ne mai rugăm de consilierii județeni sau de președintele Consiliului Județean să vină să ne împingă nouă gunoaie sau să ne le aduc acasă. Aici, ce era înainte, era mai bine. Aici, înainte de balastieră, a fost odată un depozit de gunoaie. 6 stâlpi din țeavă cu două valuri de plasă și acolo se duce tot cetățeanul care își dărâmă soba, care ia gunoi, care cu căruța, plătește o taxă simbolică de 10 lei, 20 lei la primărie ca să știe cine a dus acolo și duce gunoi acolo. În momentul când s-a umplut porțiunea acolo, avem un primărie. Plătim o mașină bascolă, o încărcăm și o ducem la județ. Mai plătim diferența care este. Iar a doua chestie care mi-aș putea diminua din situația asta, ar fi telecamerele care nu s-au mai montat. Deci nu are mai diminuat. Dacă pui telecamera aici, telecamera acolo, măcar poți să-i vezi, poți să-i observi, poți să-i amendezi și știi cine-o dus. Păi da, singura soluție e exact ce ai spus tu, că pentru că nu mai e vicinii privat, vicinii de vinii, 5-6 lei. Dar vin și noi legate de Consiliul Județean sau președinte, precum că depozităm noi gunoaie. Nu, nu, nu. Nu m-ați înțeles. Am spus așa, că e o chestie care o putem rezolva noi pe planul local. Nu trebuie să vină cineva din afară ca să ne dea niște lucruri de genul ăsta. În 2022 ne axăm pe o Europa verde. Nu pe ce vreți dumneavoastră să propuneți să facem o groapă ambulantă de gunoi. Nu groapă, domnule, un teren împrejmuit. Nu se există așa ceva, domnul. Nu putem inventa în ghilimele oriunde, domnul consilier. În municipiul Bacău sau în județul Bacău sunt firme sau sunt spații special autorizate. Nu se unde duce, domnul Consiliu Județean, nu se duce nimeni nici cu căruța sau coraba până la Bacău. Nu este problema mea că anumite persoane s-au învățat să arunci totul pe malul. Vin și din afară comună, nu mai vreau mai mult. Domnul, haideți să suntem în 2022, vrem să mă aer curat, vrem să probleme. Și voi la mână. O secundă, domnul președinte. Vă rog frumos, cu ocazia asta vă răspund și dumneavoastră și domnului consilier. M-ați întrebat sau ați adus în discuții soluții. Soluția. Foarte bine, vă apreciez. Soluția. Știu sigur că aveți o hotărâre de Consiliul Local votată de dumneavoastră, prin care sunteți de acord să instalăm camere. Păi da. De monitorizare. Haideți, domnilor, puneți în practică acest proiect. Și haideți să vedem un pic, atunci, în momentul în care o dubă, intră cu materialul, pleacă fără. Locul strategic unde îi pui, că dacă îl pui în mijlocul satului, n-ai să-l vezi, domnul consilier, exact acolo unde ajung. Să știți că nu-i chiar așa o chestie, că numai în Bucoci sunt depozitate pe malul Siretului. Și în parte, păi nu, 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 în partea cealaltă vedeți că sistemul ăsta de supraveghere video, este montat și funcționează. Funcționează. Sunt de nu o să termine în totalitate, dar funcționează foarte mult. Haideți împreună, încercați, cu domnul primar, cu toată lumea, încercați să găsiți o soluție. Nu neapărat, domnule, că ăla face, că ăla drege, asta nu știu dacă e. Ați trecut prin Consiliul Local proiectul ăsta, implementație. Problema consilierilor din Consiliul Local este chiar asta. Nu venim aici ca să aducem propuneri, variante, să discutăm, să înțelegem ce se face bun. Venim aici doar să ne certăm, să ne acuzăm reciproc, că tu ai făcut, că tu ai făcut. Îi dau cuvântul lui Ionuț acum, că are o doară când îți dă cu mâna sus. Am o întrebare pentru domnul primar.
având în vedere că a trecut o lună de când este autorizație, când încep lucrările, când face licitația pentru apă și canal. Îmi pare bine că a pus problema exact etapizat, cum trebuie proceda. Avem... Și mai încă ceva ca să termin, și după aia vă permit cuvântul. Puneți-l un pic la treabă pe domnul administrator, nu să-și vadă din hârtiile care trebuie să le facă, nu să umbli în alte părți. Nu, sau reautorizare, da, adusă de domnul Nistor, asta a știut. Am încercat să mă pierd, nu las. Și, da, avem această autorizație, numărul 3 din 14.01.2022. Deci, jumătate de lună, avem această autorizație, am luat legătura cu constructorul să facă diferența de lucrare, cu tot cel care a făcut stația să facă restul, că e un rest, practic. Era la Timișoara joi și vineri. Trebuia astăzi să luăm legătura, dar nu mi-a permis timp că am avut ședință de Consiliu. Mâine cu siguranță luăm legătura, mergem, stabilim exact etatele, o să vină, probabil, dacă timpul o să fie favorabil, nu ne jucăm cu apa, nu poți pune acum pompele, unde e instalația, e zona de... Pompele funcționează. Pompele, deci avem la sistemul de gospodărie apă, avem mai multe pompe. Avem pompele care scoate din puțul forat și de jate în zona de tratare, după aia pompele care împing spre localitate, spre consumatori și sunt multe pompe, înseamnă să le umplem și să stăm, dacă îngheață, iar nu avem timp. Deci, chiar dacă vrem să începem lucrările, noi nu se poate. Este o pompă de recirculare, mă vezi. Toată coroana trebuie să fie o pompă de recirculare. Deci, mă spun că odată am încheiat pompele alea și erau în timpul și o trebuie schimbat. Da, asta e chestiile și... Domnul Mocanu, aici... Urmează pașii. Discutat cu constructorul, o să vină, o să-și facă treaba, încercăm să depunem documente pentru... M-a convocat comisia de recepție finală, după comisia de recepție finală urmează, urmează documente de avizare de către documente de la Direcția de Sănătate Publică, avizele de la ca totul e conform și ultimul buletin solicitat de aproximativ o lună. Apa este potabilă. Discutăm de aviz de la Apele Române și la mediu, nu știu, sunt trei documentații groase, așa, care o să intru în analiză, dar pentru a depune aceste documentații la instituțiile care le-am amintit, ne trebuie neapărat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și se poate convoca comisia, dar mai avem un pic de lucru. Avem autorizația în perioada mandatului meu de viceprimar, am fost rugat insistent de către domnul director al școlii ca să fac un pic de ordine pe terenul de sport, având în vedere că s-a tăiat și s-au lăsat două mașini de cioate de lemne pe mijlocul terenului unde copiii trebuiau să joace. Am făcut toate demersurile, mi-am luat utilajul din dotare și am cărat acele cioate. Cred că domnul Odovișteanu m-a și observat când munceam, le-am cărat. După care părintele... Da, chiar și eram și pe asta. Părintele Leonte, după care, m-a rugat, domnul Mocanu, vă rog frumos, luați pământul ăsta, că mi-a deteriorat gardul la biserică. Este adevărat, domnul Odovișteanu. Faptul că am luat acel pământ, dar nu înainte de a-l ridica de acolo, am strâns acele peturi, acele hârtiuțe cu băieții de la primărie și am făcut ordine acolo.
Asta nu înseamnă că dacă am făcut ordine acolo, pe terenul de fotbal, hai să ne găsim motive. Imediat a venit fotograful nostru al comunii și pă, avem fotograful al comunii. Ați văzut că eu am fost foarte corect, nu am intervenit niciodată. Faptul că am făcut parțial această problemă pe care m-a rugat și domnul director și părintele, imediat, ca drept răsplată, ca drept răspată, unul din colegii imediat au venit cu aparatul de fotografiat și vezi, domnule Cămocanu, am făcut minuni. N-am făcut minuni, fraților, am făcut un pic de ordine. Dacă nici așa nu este bine, nu știu, căutați dumneavoastră să lămuriți problemele, cum trebuie să facem noi, o parte din noi care căutăm să facem cât de ceva în comun. Eu zic că cei care, într-adevăr, știu cum erau acel pământ și acele petroaie pe gardul bisericii, cred că știu foarte bine. Am adus, chiar m-am rugat, domnul primar avea niște hârtiuțe și trebuia să zic, dați în pace, că eu mă descurc eu cu hârtiuțele. Și m-am dus la Mara Dracilor, la băieții acolo și am spus, nu-ți dau nicio aprobare pentru că nu vii cu mașina aici. Să încărcăm acel pământ. Și l-am încărcat și am făcut un pic de ordine. Știți foarte bine că de la terenul de sport, acel pământ de lângă terenul de sport, acea piatră, s-au depozitat acolo pe gardul bisericii. Oare ce am făcut greșit? Că am luat de acolo mizeria, nu? Și hai să mai lăsăm fotografiatul ăsta zilnic. Oare ce credeți dumneavoastră dacă zilnic stăm cu aparatul de fotografiat și fotografiem și amendăm pe balastiera de la Coteni, balastiera de la Buhocel, balastiera de la Moara Dracilor, facem un bine? După aia venim că, domnule, mediu, hai să-i dăm și la primărie. Primăria nu este a lui Munteanu Doru, nu este a lui... Este a tuturora. Credeți cumva că acele amenzi pe care ne le dă cei de la mediu sau cei care au datoria să-și facă această treabă, cine ne plătește? Noi toți ne plătim. Noi toți ne plătim. Îmi pare rău că nu se observă, suntem colegi aici, dar nu observăm că cineva chiar vrea să facă ceva treabă. Dacă vei adică cineva face treabă, nu. Păi de ce faci, mă? De ce duci, mă? De ce duci? Nu, eu vă mulțumesc, domnul președinte. Eu n-am descoperit. Să înțeleg că ai făcut treabă, mă rog, te-a rugat cineva. O secundă, domnul consilier, vă rog frumos. Domnul Mocanu, într-adevăr, cât vă mulțumim pentru ce ați făcut, știm prea bine, nu știu, imparțial, au fi fost 100% legal, nelegal, dar o întrebare aș avea. Cât timp ați fost viceprimar și ați făcut diverse activități prin comună? Erați încălțat cu Adidas-al? Care-i treaba? Nu mă întreb, adică nu. Doamne, iartă-mă, nu e... Nu mă supăra, domnul, am întrebat, nu. Dumneavoastră... Pe teren e greu să mergi din papucea, adică... Îmi pare foarte rău că dumneavoastră faceți un spirit de grup. Dar să știți că eu mi-am permis totdeauna când am avut asemenea lucrări, am venit îmbrăcat, așa, decent. N-am venit cu cizme albe și n-am luat pe nimeni la mișto că a făcut sau n-a făcut. Vă întreb și eu pe dumneavoastră, de ce a stat Comuna Buhoș și a suportat 7 ani? Dacă sunteți consilier județean, de ce l-ați venit după? Băi, ai făcut demersul ia, de mâine vin eu și ți-aduc ăla. De ce s-a așteptat atât? Că ați venit acum la guvernare. Că dacă nu era PSD-ul la guvernare, nici acum nu-i dădeați acea aprobare domnului primar. Vă spun eu că nu-i o dădeați. Domnul Nicușor, sunt consilier de un an de zile și cred că mi-am dovedit buna credință legată de... Dacă nu era actualmente PSD-ul la guvernare, PNL-ul, nici la ora actuală. Și chiar dacă veneați cu cizme albi, tot degeaba. Eu nu merg cu cizme albi, eu sunt rătat. Domnul consilier, oficiu-vă, vă apreciază, vă mă de la PNL. Vă mulțumesc pentru participare. La PNL, la PNL, mai mult ca la...